În fiecare zi avem motive nenumărate să lăudăm pe Domnul. Fie dimineața, fie seara, fie în oricare alt moment, al zilei sau al nopții. Numai să privim în jur, să privim în noi înșine, în casele noastre, în toate este prezența lui Dumnezeu pentru care numele Lui să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Continuăm să studiem din ciclul Limite un alt domeniu pentru a ști unde sunt limitele sănătoase, limitele sfinte, limitele legale, limitele relațiilor extrafamiliale. Adică, unde este limita între o familie și cealaltă? Unde este limita între rudenii care aparțin unor nuclee diferite de familie? Unde este limita între ceea ce constituie familia nucleu, soț, soție și copii și ceilalți care intră în contact? Întâi să ne amintim că familia este instituită de Dumnezeu și respectarea cerințelor sfinte, adică biblice, este o condiție obligatorie primirii și rămânii în mântuire, adică în familia lui Dumnezeu. Să ne amintim că Biblia are învățături foarte clare pentru toate situațiile vieții. Iată, de exemplu, pentru început, un text din Tit, capitolul 2, care spune, citesc de la versetul 1, tu însă vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși, în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o portare cuvincioasă, nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Observați relația dintre ceea ce este reglementat direct de Dumnezeu prin cuvântul Său și toate aceste probleme de ordin familial pentru diferite situații, pentru diferite categorii de vârstă. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât trăim într-o societate unde, în mod deosebit prin media și, după cum știți, în mod cu totul aparte în Europa și în America, tendințele de exportare sau chiar de îndepărtare totală a limitelor sunt din ce în ce mai puternice. Se duce o luptă dură împotriva familiei în concept biblic. De altfel, și despre asta este scris în Scripturi. Zicea Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 2, citesc de la versetul 14, aici este o referire de ordin general, dar o putem aplica fără să greșim în privința aceasta. Faceți toate lucrurile, fără cârtiri și fără șovăiel, ca să fiți fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Ținând sus cuvântul vieții, deci iartă din nou cuvântul. Așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Domnul Iisus Hristos spunea în fața ucenicilor și a poporului, citesc din Evanghelia după Marcu de la capitolul 8, doar versetul 28, pentru că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea corvar și păcătos. Și cred că niciodată aceste cuvinte nu au putut fi atât de evidente ca acum. Se va rușina și Fiul Omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Da, deci noi trebuie să purtăm acest standard sfânt și să afirmăm, cum scrie și în Evrei la capitolul 13, întâi pentru ai noștri și pentru oricare vor să asculte de adevărurile divine, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvare și pe prea curvare. Limitele relațiilor extrafamiliale, dacă sunt respectate după Biblie, nu ne vor compromite, nu vom comite păcat. Să ne oprim întâi să observăm câteva explicații referitoare la aceste limite și apoi câteva aplicații. Continuăm cu patru exemple. În primul rând, la capitolul explicații. Familia se compune dintre un bărbat și o femeie.
Așa a fost de la început, cum bine știm textul din Genesa capitolul 2. Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască, dar numai câte un exemplar pentru o familie. Și Apostolul Pavel spunea, citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 2, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, nu nevestele lui, și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Excepție fac situațiile în care cineva, în momentul convertirii, a fost poligam. Existau asemenea situații și atunci, de aceea Apostolul a scris recomandările pentru prezbiteri, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 2, să fie bărbatul unei singure neveste. În al doilea rând, familia este o lucrare necesară existenței naturale și spirituale. Ce înseamnă asta? În familie are loc nașterea fizică și cel mai bine ar fi tot aici să se deruleze și nașterea din nou, cea spirituală. Este un loc al dublei procreieri, chiar dacă pentru procreerea spirituală familia este într-o asociere indisolubilă cu biserica. Eu vreau să accentuez acum doar partea de familie pentru a vedea cât de important este cuibul acesta să aibă niște limite definite și cei din interiorul lui să își știe nevoia și să vadă valoarea ce a dat-o Dumnezeu vieții de familie. În cartea Proverbe, la capitolul 31, este sfatul unei mame pentru fiul ei ce urma să devină rege și bine ar fi ca toți conducătorii națiunilor să fie avut asemenea mame, să aibă asemenea concepte. Aici sunt scoase în evidență câteva aspecte foarte importante pentru o gândire sănătoasă în viața de familie. De exemplu, versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Asta știe care sunt limitele. Este mai de preț decât mărgăritar. Inima bărbatului se încrede în ea. Versetul 12. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Versetul 26. Ea deschide gura cu înțelepciune și nu vor apărea ispitiri pe terenul acesta. Versetul 27. Ea veghează supra celor ce se petrec în casa ei. Fie ei se simt bine acasă, se scoală, spune versetul următor, și o laudă. Bărbatul de asemenea aduce laude. Apreciază și pe cei din alte familii, din comunitate frățească, din societate, dar cei din casă sunt cu totul și cu totul deosebiți. De ce acestea? Cum sunt posibile? Sunt posibile atunci când femeia se teme de Domnul. Despre ea e vorba aici, dar cu atât mai mult e nevoie ca și bărbatul să se teamă de Domnul. O astfel de femeie, un astfel de bărbat, trebuie răsplătiți, evidențiați. Apostolul Pavel spunea, citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 12, dacă un frate are nevastă necredincioasă și ea voie să trăiască împreună cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincioasă și el voie să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele, almintirea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Am citit aceste versete ca să scot în evidență că și dacă nu sunt toți credincioși în casă și unul, măcar dacă este, are valoare ca în casa aceea, pe lângă o naștere fizică, să fie și locul unei nașteri spirituale. Să se dea o tendință pozitivă, să fie favorizați prin mediul care se creează, prin rugăciunile care se înalță înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, vreau să înțelegem, explicând limitele relațiilor familiale și extrafamiliale, că fiecare familie nucleu, ceea ce înseamnă soț, soție și copii necăsătoriți, este independentă față de familia de origine și distinctă, adică separată în raport cu orice altă familie sau persoană. Scriptura spune clar, încă de la început, sunt cuvinte reluate și de Domnul Iisus Hristos și de Apostolul Pavel. Eu citesc spusele Domnului din Marcu, de la capitolul 10, versetul 7 în continuare. De aceea va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa
și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Iar în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, se face distinție între rudenile pentru care avem o anumită responsabilitate și cei din familia nucleu, pentru care responsabilitatea este totală. Dacă nu poartă grijă cineva de ai lui, aici pot fi și bunici și alte rudenii în nevoie, și mai ales de cei din casa lui, care cred că sunt, repet, soț, soție, copii, necăsătoriți. S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Iată din nou, cum am spus de la început, că principiile familiei biblice creștine sunt clar evidențiate în cuvântul lui Dumnezeu. În al patrulea și ultimul rând, la capitolul explicații, afirm că familia, deși este o entitate distinctă, ea relaționează și are drept să aibă relații cu toți oamenii, dar numai cu respectarea principiilor spirituale și morale biblice. Astfel, trebuie să aibă relații cu rudenile, începând cu părinți, față de care anumite datorii. Pot fi și nevoi care e bine să fie împlinite în familia lărgită. E mult mai indicat, de exemplu, să te împrumuți de la rudenii, poate de la frați, se compensează cu ocazia moștenirii, dar cu înțelesuri foarte clare, că înțelesul de la început elimină cearta de la urmă, decât să te împrumuți, de exemplu, din bancă. Apoi, această familie, nucleu, e normal să aibă relații cu credincioșii din adunări, în vederea slujirii comune, ajutorării, dar nu se confundă familia cu adunarea. Și e normal să aibă relații cu întreaga societate în funcție de norme legale, atribuții, sarcini de serviciu și orice lucrare necesară conviețuirii fizice și spirituale. În această privință, Biblia este foarte clară din nou. Citesc din 1 Tesaloniceni, de la capitolul 4, începând cu versetul 1, unde stă scris: încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voi, Dumnezeu, și sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Deci, iată ce diferență clară trebuie să fie între unii și alții. Întrucât atârnă de noi să ne manifestăm amabilitatea, să dovedim generozitate, dar numai în condiții de moralitate. Citești ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12 și apoi în capitolul 13, tot despre felul în care trebuie să relaționăm cu cei de afară, dar cu păstrarea statutului nostru spiritual, fără permiterea unei imixtiuni păcătoase. Zice în Roman 12, la versetul 17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este binele tuturor oamenilor. Dacă este cu putință drugul atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și aici intră socrii, cumnați, vecini, frați, români sau orice alte naționalități ce vor mai fi în jur. Capitolul 13, de la versetul 12. Să ne îmbrăcăm, dar de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos. Ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, stări care se instalează în relații. Pentru că nu sunt stabilite foarte clar aceste limite. Pentru că oamenii nu au principii sfinte în colaborările lor. Și spune versetul 14 aici, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Adică și prin noi, și în noi se pot manifesta aceste stări păcătoase dacă le lăsăm. Dar
ele pot fi controlate Duhului Dumnezeu, ne dă autoritatea necesară, călăuzirea, ungerea de care este nevoie ca să știm cum să ne raportăm la orice om. Mulțumim Domnului pentru toate învățăturile sale, pentru toate clarificările cuvântului său, că nu suntem în întuneric, ci în lumină, ca să știm ce-i bine și ce nu-i bine, până unde ne putem întinde într-o relație, ce cuvinte putem folosi, cum trebuie să ne comportăm. Trec la un alt capitol, aplicații ale limitelor în relațiile extrafamiliale. Am notat și aici 4 aspecte. Primul, cine are o relație de tip familial, mă refer una naturală, soț-soție, bărbat-femeie, trebuie să-și o legalizeze. Și întâlnim în vremea noastră unor oameni care vin la botez sau poate rudenii ale noastre, cărora trebuie să le spunem curat, așa cum a spus Domnul femeii pe care a întâlnit-o la fântână. Citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, de la versetul 17. Când Domnul i-a zis să vină cu bărbatul, i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Adică nu era legitim cu el. Să ne amintim de bietul Amnon, care și-a permis o relație vinovată, a fost un viol. S-a făcut vinovat față de sora lui, care potrivit reglementelor de atunci, nu era soră de ambii părinți, putea să-i fie nevastă, putea să facă o nuntă regească și putea să fie totul în limitele familiei, dar el n-a vrut să legalizeze relația nici măcar după ce i-a furat fecioria, a alungat-o. Și am întâlnit astfel de situații când unul ar vrea să legalizeze o relație și alții nu vor. Dacă nu este ceva legal din punct de vedere civil, sunt limite, sunt linii roșii peste care s-a trecut în asemenea situație. O a doua aplicație. Conviețuirea soților trebuie să se consume într-o unire totală și exclusivă, un singur trup. Adică tot ceea ce poate oferi un bărbat unei femei trebuie să ofere numai și numai nevestei lui. Tot ceea ce poate oferi o femeie, de la zâmbet, vorbe și orice alte aluzii până la dăruirea completă, trebuie să fie orientat numai și numai spre soțul ei. Scriptura este foarte clară în această privință. Citesc din Proverbe de la capitolul 5. Și bine ar fi dacă ar fi așa, n-am avea prea curvii. Pentru că fiecare soț ar fi foarte categoric cu orice altă femeie. Și fiecare femeie ar fi numai și numai pentru soțul ei. Citesc Proverbe 5 de la versetul 15. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce vrei să ți se verse izvoarele afară? Nu, sunt limite. Să scurgă râurile pe piețele de obște, lasă-le să fie numai pentru tine, nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fiind bătat tot timpul de răgălășiile ei, fiind drăgostit necurmai dragostea ei. Și pentru ce fiul ai fiind drăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul unei necunoscute? Este total interzis. O, bine ar fi dacă am avea un fel de aparate care să dea alarma. Chiar și când un bărbat în gând sau la nivel de privire, cum spunea Domnul, poftește o altă femeie, să știe că e linie roșie acolo. Că totul este sens unic numai înspre cel și cea cu care s-a încheiat legământ. În 1 Corinteni, la capitolul 7, apostolul Pavel, foarte categoric și el în această privință, scria, citesc de la versetul 3, bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț. Și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul.
Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Iată de ce a spus că o unire totală și exclusivă. Totul numai pentru celălalt. Versetul 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț, decât doar cu bună învoială. Nimeni nu are independență, nici soțul, nici soția după ce s-a căsătorit. Este un singur trup care nu poate să aibă două direcții de deplasare, una singură. Spune Scriptura tot aici, în versetul 33. Cine este însurat să îngrijească lucrurile lumii cum să placă nevestei. Totul pentru soție. Soția, versetul 34. Cea măritată se îngrijește lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei. Totul pentru soț. Nu cum scrie în Ezechiel, pentru cine te-ai sulemenit? Scrie acolo despre o femeie care s-a plictisit de bărbatul ei. A ieșit din aceste limite. Ca unul care a fost familist peste 33 de ani. Vă spun că este absolut normal așa și numai așa. Dragostea în viața de familie nu se consumă niciodată, este un izvor nesecat. Pe măsură ce anii trec, sentimentele se înnoiesc și viața de familie se nobilează, atunci când totul dăm numai și numai partenerului de viață. O a treia aplicație. Relațiile, oricât de apropiate ar fi, între rudenii, prieteni credincioși, nu este permis să conțină gesturi, cuvinte sau fapte prin care să fie stârnite poftele sau să fie afectată în vreun fel relația internă a unei familii. Foarte important de știut și de aplicat asta. Înțeleptul spunea, citesc din Proverbe, capitolul 12, versetul 4, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Vă dați seama? Cununa. Dar cea care îi face rușine este ca putregaii oasele lui. Îl mănâncă pe dinăuntru. Nu doar că îi face rușine în exterior. Dar aici să citim câteva versete din Noul Testament, Efeseni, capitolul 5, de la versetul 3. Iată ce ar trebui să se regăsească în grădina casei Domnului. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. După cum scrie în porunca a 10-a, să nu poftești începând cu nevasta, dar menționează și alte proprietăți. Versetul 5. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat și alte categorii de vină păcătoși n-are parte de moștenire împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Apoi scrie de la versetul 9. Că roada luminii este în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare în întunericului bancă, mai degrabă o sândiție, căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns și de când cu internetul, cu Facebook, cu alte rețele de socializare, aflăm că bărbați sau femei relaționează cu foști colegi de școală, foști amici sau alții întâlniți la întâmplare în piața nebuniei și își permit simpatii, aprecieri, își consumă sentimentele, nu neapărat cu gând de relații sexuale, deși adesea se merge în această direcție. Citesc și din 1 Timotei, capitolul 5, pentru a vedea că relațiile cu ceilalți din afara familiei trebuie să se statueze pe o curăție desăvârșită, să nu lase să înțeleagă nici pentru persoanele acelea, nici pentru altele care ne văd cum vorbim sau cum privim, că ar fi vreo intenție, vreun gând păcătos sau vreo dorință vinovată.
1 Timotei, capitolul 5, versetul 2, pe femeile bătrâne să le privești, să le sfătuiești ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori de corp, cu toată curăția. Ce frumos! Versetul 11. Dar pe vădve tine să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Versetul 14. Vreau doar că vădvele tine să se mărite, să aibă copii, să fie gospodin la casă lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unile s-au întors să urmeze pe Satana. S-au făcut vulnerabile. Și de aici tragedii cu multe capete. În al patrulea rând, fiecare trebuie să vegheze asupra atitudinilor reciproce pentru a nu fi pricină de păcătuire. Foarte important asta. Și a nu se lăsa afectat de alte pricini de păcătuire, să nu se lase provocat. Atenție la situațiile în care persoane în afara familiei se află mai mult timp împreună cu cineva din familie. Cum este cazul când locuiesc împreună într-o familie mare sau când cineva primește ajutor pentru îngrijirea copiilor, o fată vine și locuiește împreună cu o familie tânără. Sau chiar dacă e vorba unor din îngrijirea unor bolnavi sau dacă e vorba de colegi, de birou, de serviciu sau chiar de părtășii sfinte, de misiune. Diavolul va încerca ispitiri, mai cu seamă, acolo unde în familie nu este o înțelegere bună. Îmi vine în minte situații când o femeie ce nu era înțeleasă de soț a ajuns să se plângă la un alt bărbat și parcă diavolul i-a întâlnit. El avea și el motive să se plângă de soția lui. Deși Scriptura spune că noi ar trebui să trecem peste astea să le iertăm. Și uite așa, din consiliere, din milă uneori, din prea multă amabilitate, din atingere, din lipsă de spiritualitate și de respectarea limitelor, se ajunge la anumite sentimente. Și spune Scriptura în Proverb la capitolul 6, vă citesc de la versetul 32, dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu-i se va șterge. O, cât întrec prin cap, dar n-aș vrea să destăinu eu stări vinovate, dar vă rog, dacă la cei tineri le spunem să nu stârnească dragostea, la cei familii le spunem să o țină închis acasă și să o caute acolo ori de câte ori au nevoie de ea, pentru ca nu cumva din serviabilitate, din prea multă apropiere dictată de un motiv sau altul, să se ajungă la stârnirea unor sentimente. Atenție în mod deosebit acolo unde chiar sunt persoane care vor să provoace pe credincioși, fie ei bărbați sau femei. Și unii bieți spun că își verigheta a rezolvat problema, că cineva vede că e căsătorit. Povești, nu fiți naivi, că de când cu verighete sunt mult mai multe curvii, de o femeie care se poartă serios și care este îmbrăcată cuvincios, nu se leagă un bărbat sau chiar dacă încearcă să o provoace și ea știe ce să răspundă și când nu trebuie nu mai răspunde, că dialectica nu e o metodă de îndepărtare a oamenilor neserioși. Nu va cădea în cursă. Un bărbat care știe să-și respecte soția și demnitatea nu are nevoie de verighetă pentru a nu se lipi curvele de el, că nici Iosif din cartea Genesa nu a fost protejat în vreun fel în exterior, ci avea convingerea lui internă. De aceea mare atenție, repet, acolo unde sunt persoane predispuse, fie că au avut antecedente, fie că, așa cum aminteam, sunt în zona unor persoane care, într-adevăr, vor să-i atragă în cursă. Scrie în Proverbe 23:27 că curva este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați.
și unii au fost afectați, au căzut în curs. De aceea uneori trebuie să pleci din anumit loc, să fii atent unde găzduiești. Cu cine te deplasezi, toate acestea trebuie să fie luate în calcul. Și bineînțeles, cum scrie tot aici în Proverbe 23, să nu-ți permiți să consumi băuturi alcoolice sau ceea ce te-ar putea provoca, scrie aici, ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii, pentru că n-ai fost înțelept să nu consumi ceea ce îți poate face rău, căci bine spune și Osea în 4:11, vinul, mustul și curvia iau mințile omului. Să aibă bunul Dumnezeu milă de noi, de neamul nostru, de adunare, ca să putem păstra relații curate și să nu permitem nicio viciere, nicio provocare. Așadar, să fie relația de familie în limite înseamnă să fie legalizată prin cununie, să fie o orientare absolută a soților unul spre celălalt și să se ferească fiecare, și bărbatul și femeia, ca nu cumva să provoce și să fie la rândul lor ispitiți de alții. Putem să conviețuim, dar să ne aprindem poftele, nici prin felul în care vorbim, nici prin felul în care ne îmbrăcăm, și să ne comportăm în așa fel încât nici de bănuit să nu dăm. Prin a merge, de exemplu, un bărbat numai cu o altă femeie cu mașina sau a primi o vizită când unul sau altul nu este acasă sau a avea prietenii pe internet, toate acestea sunt piste de lansare a bombardamentelor demonice, a păcatului. Să știm care sunt limitele, cât mai distant, cât mai curat, cât mai fierbinte în familie, ca să nu se ducă focul în afară. Iată câteva exemple, două negative, David și Batșeba. Dacă nu ar fi fost scrise în Biblie, că nu toate scrise ce li s-a întâmplat oamenilor menționați într-o anumită măsură în textele sacre, oare am fi putut crede că David ar fi fost în stare de așa ceva? Niciodată nu m-am gândit la acest aspect. Acum pun pentru prima dată întrebarea asta. David avea o vârstă atunci când a păcătuit cu Batșeba. Avea acasă neveste pe ales. Dacă unul ar fi avut vreun mof sau era bolnavă, avea altele. Sau putea să-și ia ca rege o altă nevastă. Îi permitea luxul, buzunarul. Dar a fost ispitit. Și-a permis să privească. Ascultați-mă bine, limita adevărată este înainte de a privi. Și femeia aceea n-a știut care sunt limitele. S-a scăldat într-un loc de unde putea fi văzută de alții. Și depășirea acestor limite a dus la mari tragedii, la păcatul lui Amnon, la crima lui Absalom, la răscoala lui Absalom, la cea lui încercarea de subminare autorității prin Adonia, la bolile lui David, la moartea lui Urie, că nu s-au respectat limitele. Un alt exemplu, Irod, Irodiada și fiica ei. Irod a luat pe nevasta fratelui său. Ioan îl mustra pentru asta, scrie în Evanghelia după Marcu, în capitolul 6. Dar fiica ei a făcut și mai și ca mama sa. A intrat în locul unde aveau bărbații ospăți, că atunci era separat, și a dansat, adică i-a provocat. Și regele nu s-a putut abține și i-a făcut o promisiune, promițind de jumătate de împărăție. Și ea, nebuna, și-a dovedit nebunia până în capăt, cu mama sa cu tot. Dar bietul rege, în fața boierilor, n-a vrut să-și mai ia cuvântul înapoi,
Dar de ce i-a dat drumul acelui cuvânt? Pentru că n-a avut limite la privit și n-a avut apoi limite la vorbit și a acționat fără limite și a omorât. La porunca lui a fost ucis cel mai mare om dintre cei născuți din femei, Ioan Botezătorul. Multe rele se datorează nepăstrării limitelor în viața de familie. Asta începând cu curțile regale și până la ultimii ciobani. Și acum cu legislația actuală se vrea să fie stricați copiii de mici. Să nu se mai respecte nicio limită. Totuși, sfinții vor respecta limitele acestea. Iar dacă sunteți dintre cei care nu le-ați respectat și v-ați făcut vinovați, uitați-vă în Scripturi unde sunt marcajele și încadrați-vă în limitele sfinte. Pocăiți-vă ca David. Cu ce preț? Nu știu, dar Domnul poate să dea îndurare. Rugăm să aibă milă, să salveze, apoi să aibă în vedere pe cei ce sunt în faze preliminare acestui păcat, sunt prinși deja de vraja, să se trezească, să se mărturisească la timp, să ceară ajutor, să fugă, să se mute dacă e vorba dintr-un loc de muncă, să ceară ajutor pentru viața de familie, pentru a fi atrași din interior, pentru a nu mai fi magnetizați din exterior. Iată și două exemple pozitive, Boaz și Rut, o căsătorie între oameni cu teamă de Dumnezeu. Văduva Rut nu și-a vândut trupul din nevoi economice. Nu degeaba îi spune Boaz, citesc din cartea ce poartă numele acestei femei, capitolul 3, versetul 11. Toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Și când ne gândim că sunt femei care din raționamente economice sau altele din motive sentimentale, că nu le vorbește nimeni cu bunăvoință, se îndreaptă spre relații extrafamiliale, ilegale, încercând să se scuze, dar păcatul niciodată n-are scuză. Această femeie văduvă, săracă, străină, s-a căsătorit bine cu un om bogat, de valoare, pentru că ea însăși era o valoare. Așa să ajute Dumnezeu pe toți care sunt în nevoi. Și un alt exemplu, Iov, este un om deosebit și ce har căci cartea lui ne-a fost păstrată în Scripturi. Este de mare valoare pentru cei ce suferă, dar e de mare valoare pentru toți. Spune în cartea ce îi poartă numele, citesc din capitolul 31, versetul 1, făcusem un legământ cu ochii mei, ce vă spuneam, limitele sunt înainte de a privi, nu după aceea. Că după aceea sunt stârnite poftele, se nasc relații în trup, așa să te încreați. Nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare, nici vorbă de nevasta altuia, și fecioară, potrivit cu vremea aceea, se îngăduia poligamia, ar fi putut să-și mai ia, avere avea. Da, nu și-a pus o astfel de problemă. Scrie tot el aici, spune de la versetul 9, dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, și poate că au fost femei care au râvnit la averea lui, la poziția lui, dacă am pândit la ușa apropiile meu, atunci nevasta mea să macine pentru altul, să ne cinstească alții, căci aceasta ar fost o nelegiuire, s-ar fi încărcat limitele. Ce-i nelegiuirea? Ceva fără de lege, o încălcare a legii. O fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători, un foc care miște până la mărântaie, până la nimicire. Și mi-ar fi prăpădit toată bogăția. Mi-amintesc că eram atât în Italia și munceam cu niște frați pe șantier și mi-au arătat pe un om. Zice, îl vezi? Un om la vreo 60, poate și de ani, muncea acolo, zidar sau ceva de genul acesta. Zice, uite acum, uite despre echipa asta care vine în control. Zice, sunt patronii la tot cartierul să se construiește.
Eu am fost coleg și el a fost mai important decât ei. Dar femeile și băutura l-au dus la ruină. Și demiile lui, că au fost colegi, i-au dat aici un apartament. Da, oameni distruși. Și eu știa asta și a vrut să-și păstreze demnitatea. Și cu ce bucurie, cred, s-a lăudat Dumnezeu cu el în cer. Se abate de la rău. Asta înseamnă că răul l-a cercetat. Se teme de Dumnezeu. A respecta aceste limite de care noi vorbim. Închei. Reamintindu-vă și să nu uităm că viața de familie este o grădină a Edenului. Atâta timp cât diavolul, direct sau prin oamenii săi, nu reușește să introducă sub o formă sau alta păcatul în grădină. Câte vreme familia rămâne închisă în legile sfinte, ce-i voie și ce nu-i voie. Eva a știut bine, e limită să nu ne atingem din pom. Dar a trecut de limita asta. Și a fost nevoit Dumnezeu să o treacă și de limita grădinii în afară. Când ai încălcat limitele sfinte, te scoate Dumnezeu din sfera fericirii, din grădina plăcerii. Spune Scriptura în Cartea Proverbele, citesc din capitolul 2 despre limite care Solomon le-a știut, dar le-a încălcat. Pentru că spune el mai apoi în Eclesiastul 2, a crezut că poate să calce numai așa pe pietre și să nu cadă în râu. Da, de unde? S-a înnecat. Proverbe capitolul 2 de la versetul 10, că înțelepciunea va veni în inima ta, cunoștința și desfătarea va fi, cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi să știi ce, cum, unde, cât. Ca să te scape de calea ce are de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărului ca să umblă pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă rău și pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite, ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întebuințează vorbea demnitoare, care părăsește bărbatul tinereții ei, iese din perimetrul familiei și uite legământul Dumnezeului ei, casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți, niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea tu să umbli pe calea oamenilor de bine, să ții cărările celor neprihăniți. Doamne, ajută-ne! Să știe fiecare ce valoare are familia în limitele sfinte. Iar dacă este cineva bărbat sau femeie, când numai unul, numai el sau numai ea vor să rămână în această limite, să știe că sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu de ceea ce fac ei ca indivizi. Avem o anumită contribuție la ceea ce face întreaga familie, dar responsabilitatea de 100% o are fiecare pentru sine. În raport cu ceilalți, responsabilitatea rezultă doar din statutul și colaborarea ce se acceptă. De aceea, spune în textul din 1 Corinteni 7, de unde am mai citit în această seară, mai citesc în continuare versetul 15, dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați, adică mântuirea celui credincios nu depinde de celălalt. Aici nu vorbește de recăsătorie, că s-ar contrazice cu versetele de mai sus. Dar dacă nu vrea, după ce tu ți-ai făcut parte, tu trebuie să rămâi credincios. Că ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Nu se știe. Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Dar până a se ajunge aici, să nu scuturăm repede praful, să avem râvnă pentru casa noastră, să ne amintim ce scrie în 1 Petru capitolul 3, versetul 1, că nevestele își pot câștiga bărbații fără cuvânt, prin purtarea lor. Cum? Scrie în versetele următoare. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, că respectați limitele în vorbire, în îmbrăcăminte și vor ști astfel de bărbați nepocăiți că femeia lor este cinstită, că este curată, au încredere în ea, cum am citit în Proverbe 31, vor ști că ea nu se cosmetizează pentru cei de afară, vor ști că femeia lor are podoabe interioare,
căci cosmetizarea pentru soț nu ține, că el te știe cum ești și înainte te spăla și după aceea, și cu haine și fără haine. Ei, asta nu înseamnă să fii îmbrăcată haios sau să fii murdară. Dar cu niciun chip nu înseamnă că trebuie să te expui într-un mod nenatural, așa cum se întâmplă cu femeile care vor să-i atragă pe alții, să-și câștige bărbații prin imagine, prin haine, prin podoabe, prin coafură. Că despre bărbați, de asemenea, spune în versetul 7, să se poarte cu înțelepciune cu femeia. Fiecare, potrivit cu starea soției lui, cu sensibilitățile ei, dându-i cinste ca unui vas mai slab, în nădejdea că, dacă vor fi credincioase, așa ca fiicele sare, vor moșteni și ele împreună cu ei harul vieții. Așadar, dragii mei, să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toți, să ajute biserica sa și Domnul o va ajuta numai noi să înțelegem, să ascultăm, să rămânem în aceste limite frumos trasate de Dumnezeu. Nu trebuie acest desen dus niciun milimetru mai încolo. E suficient peisajul lăsat de Dumnezeu. Nu ne trebuie grădină la familie mai mare, e destul. Cât privește ieșirea din grădină, să se facă numai pe drumurile semnalizate, pe sensurile indicate și apoi spre seară din nou în grădina casei, acolo unde, așa cum spune încântarea cântărilor, deasupra ușii sunt roade vechi, sunt roade noi și cum spunea femeia de acolo, pentru tine, iubitule, le-am păstrat. Și cum am citit în Proverbe 5, lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Când vine cineva în casa ta, vorbește frumos, dar ochii dulci sunt după ce pleacă musafirii pentru soț. Strângerile de mână și vorbele calde sunt pentru soția ta după ce au plecat toate celelalte femei din casă. Ca nu cumva să ne consumăm dulceața pe afară și înăuntru să rămână ceva sec și searbăt. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile. Amin.